Psihologii îi sfătuiesc pe părinți și pe copii să nu intre în panică. Vin examenele, iar atât părinții cât și copiii care intră în probe ar trebui să știe că nu există situații din care să nu poți ieși. Asta după ce se știe că, în perioada examenelor, mulți tineri ajung să facă depresii puternice și chiar să aibă gânduri de sinucidere. Pentru mulți, eșecul este similar unei situații groaznice. Nu avem decât să avem manifestări din astea sinucigașe, dar oricum încercăm să luăm bacul cu note mari. Eu fac parte dintr-o clasă bună și la mine toți colegii învață. Ținând cont de faptul că bacalaureatul este o nouă treaptă în viața noastră, dacă nu am să-l iau, o să mă pregătesc mai bine pentru sesiunea din toamnă. Deci într-un caz n-a să apelez la gesturi extreme, cum ar fi să-mi iau gâtul sau ceva de genul. Dacă îl pic, asta e, mai încerc o dată. Cred că aș fi deprimată, deși exclud această posibilitate. Nu, sunt sigură că nu voi pica bacul, pentru că eu mă simt foarte pregătită la toate materiile. Părinții sunt primii vizați. Pe ei îi îndrumă psihologii să nu își umilească și mai mult copiii. La orice lucru există o soluție. Tu, ca adult, poți să o identifici și să-l ajuți pe copil să o accepte. De aceea este important ca adultul să stea, să rămână calm și să știe că copilul este mai important decât orice pe lume, iar dacă Dumnezeu a arătat, a dat un, să zicem, un șut în fund, ți-a dat degeaba. Puțini ajung la psiholog, dar specialiștii spun că ideal ar fi să vină și să vorbească cu oameni abilitați să le ridice moralul. Un specialist, pe lângă faptul că, între ghilimele, deschide capul părintelui, lucrează pe atenuarea emoțiilor negative ale copilului, ceea ce înseamnă foarte mult, pentru că copilul nu are coșmaruri după aceea, nu mai are, numai că coșmar, da, vis urât, în timpul zilei nu se apucă, ok, eu n-am reușit în gașca asta de oameni buni, hai să mă duc în gașca aia de oameni răi, de copii care, anturaje de care știți foarte bine că ne ferim foarte, foarte clar și care nu mai au sprijin și sunt atrași ușor. Da? Nu de puține ori, în perioada examenelor, auzim de tineri care se sinucid. Anul trecut, o tânără din Lupeni și-a pus capăt zilelor chiar înainte de proba de limba română. Toate sunt consecințe ale emoțiilor negative pe care părinții ar putea să nu fie capabili să le sesizeze din timp, iar specialiștii tocmai asta încearcă să ne învețe.